Simerienii și hunedorenii sunt cei care vor plăti în acest an cel mai mult în comparație cu ceilalți locuitori ai județului. Astfel, locuitorii orașului Simeria vor plăti cu 16% mai mult impozit pe clădiri și terenuri, în timp ce pentru mașini taxa rămâne la fel. La Hunedoara, de asemenea, sunt taxe care se măresc cu până la 16%. Taxele au fost majorate conform HD 1309 din 28 decembrie 2012 între 9 și 11% la clădiri persoane fizice, iar la persoane juridice modificarea va fi calculată în funcție de valoarea de inventar a spațiului respectiv, de la caz la caz. Locuitorii orașului Călan, dar și cei ai municipiului Petroșani, vor plăti în acest an aceleași taxe și impozite ca și anul trecut. Propunerea mea a fost aceea de a menține la Petroșani taxele și impozitele la nivelul anului 2012, deci de nu a crește aceste taxe. Ați văzut opinia Consiliului Local. De ce au luat aceste hotărâri și dacă se pot lipsi de acești bani de la buget, doar edilii acestor localități au putut hotărâ? Considerentele sunt simple și certe. E vorba de veniturile scăzute ale populației și nu cred că o taxă suplimentară sau o mărire de taxe ne-ar fi adus venituri suplimentare la buget. Sunt și primari care au decis o creștere mai mică a taxelor și impozitelor. Taxele și impozitele locale au fost modificate prin hotărârea de Consiliu Local, s-au majorat în cuantum față de anul trecut cu 6%, față de cât au plătit cetățenii municipiului anul trecut cu 6%. Locuitorii județului Hunedoara, care plătesc integral impozitele și taxele locale până în data de 31 martie, vor primi o reducere.